Noi astăzi sărbătorim pe cei revoluționari care s-au sacrificat, ei au murit și noi am luat darurile de la Revoluție. Revoluția a fost făcută cu pieptul deschis ca să avem libertate. Libertatea am câștigat-o, dar am pierdut celelalte avantaje de la libertate. Adică am avut liber să alegem pe aleșii noștri, dar aleșii noștri n-au știut decât să fure cu sacul, să distrugă țara, să topească tot ce a construit comunismul și uite unde am ajuns astăzi. Revoluția este făcută ca să o câștige generația care vine. Generația care vine nu va avea nimic de făcut decât o să repare ce am stricat noi. Pentru că un război nuclear, dacă era, nu se putea distruge toată țara. Mai rămânea măcar jumătate din ea. Deci, noi, în concluzie, noi am cucerit libertatea și aleșii noștri au profitat și ne-au furat cu sacul. Anul ăsta s-a furat cu sacul, la anul s-a furat cu sacoșa. Să le fie rușine.